Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Călugăreni, județul Constanța, și-a sărbătorit astăzi hramul cu anticipație. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Răspunsurile la strană au fost date de membrii Corale Ortodoxe Armonia din Constanța. Iată, în satul Călugăreni, din comuna Pantelimon, loc unde cândva a fost o mănăstire, pentru că satul aproape s-a pustit, biserica era ruptă în două, am săvârșit astăzi Sfânta Liturghie, pentru că hramul acestei biserici este acoperimentul Maicii Domnului. Aici a reînviat slujba, pentru că mănăstirea are slujbă zilnică și aici biserica s-a reparat cu fonduri de la arhiepiscopie mai ales. De aceea dăm slavă lui Dumnezeu că astăzi am pregătit hramul acoperământul Maicii Domnului. Aici Părintele Stareț Atanasie a făcut cu adevărat un loc primitor. Vin credincioșii să se bucure de slujba de la Sfânta Mănăstire și iată, se simt toți oblăduiți de Maica Domnului care ocrotește lăcașul acesta. Dăm slavă lui Dumnezeu și chemăm un ajutor pe Maica Domnului să ne ajute necontenit. Biserica Mănăstirii Călugărene a fost construită în anul 1912 ca biserică de parohie cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Din anul 2008, în urma scăderii numărului de locuitori din localitate, pe locul bisericii a fost înființată mănăstirea.